Domnule președinte, iată a patra ediție, cred că este deja de notorietate acest forum, dar este o zi specială și este o ediție specială pentru că se desfășoară în Serbia și pentru că are o temă generică, Europa, manipulare, minoritate. De ce această temă și ce așteptați de la acest congres care începe mâine? Tema este evident de ce, pentru că Serbia dorește să acceadă spre Uniunea Europeană. Uniunea Europeană înseamnă niște reguli foarte clare în ceea ce privește minoritățile. Problematica legată de minorități, de drepturile omului, în presă, în general, poate să fie o problematică care să fie tratată printr-o manipulare. De exemplu, românii din bazinul Timocului, ce sunt? Vlahi, români, sârbi, deci printr-o problemă de manipulare. Iar conceptul de minoritate, într-o țară care aspiră spre Uniunea Europeană, trebuie să fie îmbrăcat și în niște rigori și reguli ale Uniunii Europene. Asta este prezența noastră aici, ne referim strict la ce înseamnă presa de limba română, care ar trebui să importe modelul din România. Nu vreau să vă spun că în România minoritățile au acces pe canalele radioului și televiziunii publice, la ore bune, au spații generoase. Nu vreau să vă amintesc că în România minoritățile au reprezentare în consiliile de administrație ale radioului public și ale televiziunii publice. Acestea sunt câteva repere în zona de presă care arată că în România există niște standarde, spune eu, foarte ridicate în ceea ce privește minoritățile și reprezentarea lor în anumite instituții. Ce vrem să facem este să încercăm să exportăm acest model, evident, în măsura în care putem să impunem acest lucru la nivel de sugestii în zona, în acest moment, a Serbiei. Pentru că suntem în Serbia și pentru că aici, în Valea Timocului, nu există foarte multe organisme de presă, are în vedere, va avea în vedere forumul pe care îl conduceți în următorii ani o dezvoltare a presei, a mass media în această zonă? Veți sprijini cumva această zonă destul de firavă în acest domeniu? Noi ziariștii, și ca dumneavoastră și ca toată lumea, cei care sunt membri în forum, știm că avem o mare responsabilitate. Nu putem sprijini presa de limba română prin finanțări, pentru că asta, după părerea mea, este treaba guvernului și a instituțiilor din România care se ocupă. Dar putem încerca să ne implicăm în problema creării unei noi generații, generației tinere de jurnaliști. Asta este problema presei de limba română. Forumul poate să facă acesta prin niște proiecte de formare și educare, de formare profesională. Sunt câteva idei pe masă care probabil vor fi discutate la adunarea generală care va avea loc la încheierea congresului. În acest nivel al formării și perfecționării profesionale, da, ne putem implica și cred că ne vom și implica. Și, în final, există un viitor pentru presa de limba română în această țară? Viitorul îl facem noi. Eu cred că există, pentru că aici am văzut niște oameni extraordinar de entuziaști, cunoașteți mai bine decât mine problematica de aici. Știți că se fac eforturi supraomenești pentru a se ține niște ziare, niște portaluri de informații pe online. Eu cred că are viitor pentru că există foarte mult entuziasm. Dacă există entuziasm, dacă există și un pic de strategie din partea statului român, eu zic că șansele sunt mari.